Peste 80 de aleși, aparținând în principal PSD și UNEPR, dar la care s-au alăturat și reprezentanții ai PNL, UDMR și ai minorităților, au depus pe 22 decembrie la Senat un proiect de lege privind statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță nu ar spune nu acestor bani. Pentru noi sunt binevenite aceste pensii speciale. Deocamdată este doar o propunere în Parlament, care se află în Parlament, referitor la statutul personalului operativ și nu știm deocamdată dacă se aprobă sau nu, dacă o să treacă de Parlament. Ele sunt binevenite, bineînțeles, pentru noi sunt binevenite. Parlamentarii care au semnat proiectul de lege propun ca pensia să reprezinte 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile legale corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. La pensie au dreptul și cei cu o vechime de 15-20 de ani, cu o diminuare de 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește. Dacă în urma actualizării cu valoarea punctului de pensie rezultă o pensie specială mai mică, se păstrează pensia aflată în plată. 2015 a fost anul în care Parlamentul a aprobat o serie de proiecte de lege pentru acordarea pensiilor speciale mai multor categorii de persoane, printre care aleși locali, militari, aviatori, diplomați și personalul auxiliar din justiție.